În episodul de astăzi vom discuta despre trei companii care arată interesant prin prisma scăderilor pe care le-au avut în ultima perioadă, să vedem care este mai atractivă și în care merită să investim. Aștept în comentarii un top referitor la aceste companii, evident veți ști și companiile în care voi investi eu. Și începem cu Hidroelectrica, compania cea mai lichidă de anul acesta, a înregistrat, cum era și normal, la un anumit punct din viața ei, o scădere. Am avut 135 de lei maximul pe hidroelectrică, acum este la 119,2 când filmez eu. Haideți să vedem dacă merită investit în această companie. Pare că în această zonă de 19 lei are un suport, vedem RSI-ul sub 30 Acum la 119,2, dar oare de ce a scăzut? S-a întâmplat ceva? A falimentat compania? A anunțat ceva grav? Am găsit această știre pe Financial Intelligence, evident cu întârziere, aproximativ două zile după ce compania a început să scadă. Am mai spus și în alte episoade: știrile urmează scăderile, nu invers nu apare într o știre după care urmează o scădere, ci apare într o scădere după care urmează o știre. Este ceva specific investițiilor, trebuie să vă obișnuiți cu acest aspect. Morgan Stanley a spus că prețurile energiei au scăzut și a dat o nouă țintă de preț pentru Hidroelectrica la 95 de lei pe acțiune. Hai să vedem când au scăzut prețurile energiei. Prețurile energiei au scăzut cam din mai 2023, mai, iunie, iulie, de atunci sunt în acest platou. Deci nu au scăzut acum în ianuarie. Avem o scădere semnificativă la aproximativ 20% față de valoarea maximă pe care am atins-o în iulie 2022. Am mai spus și în alt episod fondul proprietatea care a vândut și care a listat acest, această companie la bursă, a făcut o treabă excelentă. A listat-o în punctul de glorie al acestei companii, în punctul maxim. Exact atunci trebuia listată la bursă, atunci trebuiau vândute acțiunile hidroelectrica. Din punct de vedere al rezultatelor financiare, avem aici în, în Tradeville... Ultimii trei ani, 2020, 2021, 2022, 2020 pare un an reprezentativ, poate că vor avea o profitabilitate mai mare, de asta am considerat eu ca un, o profitabilitate de 2 miliarde pentru care price per earning ar fi de 25. Price per earning mare, hidroelectrica nu este o companie care să aibă price per earning 25. Profitul 2 miliarde împărțit la numărul de acțiuni ar însemna 4,4 lei per acțiune la prețul de acum, adică de 9, 119 lei, undeva la 3,7%. Este un dividend foarte mic, o companie riscantă din punctul meu de vedere, 6,5 dacă nu mă înșel oferă Banca Transilvania la depozit pe leu. Nu văd de ce aș cumpăra hidroelectrica în acest moment. Trebuie să mai scadă și nu vreau să induc panică, dar cred că prețul ei este undeva pe la 60-70 de lei. Dar vom vedea cum, cum va evolua această companie. Poate că eu mă înșel, poate că o să, o să crească, poate că o să aibă cifre foarte bune și pentru 2024. Eu nu sunt așa de optimist pentru hidroelectrica, nu văd cum ar putea să-și îmbunătățească aceste cifre. Mergem mai departe la Tesla. Tesla a scăzut până la 208, 208 dolari. Eu cred că am cumpărat-o pe la 205 undeva în septembrie, octombrie și am vândut-o pentru un profit de 20%. Am marcat acel profit, a început să scadă. Am vândut-o la 200. 45, cred că am vorbit într-un episod mai vechi despre această tranzacție. Acum, pentru graficul acesta de o zi, are un RSI 27. Pe MACD este în zona negativă, este sub toate moving average-urile. Am desenat eu această linie mai vechi, o să vedem în graficul următor, această linie de trend se referă la graficul pe o săptămână, iată, un trend descrescător, avem lower high, dar avem higher low. Va fi interesantă Tesla, va raporta astăzi, dacă ne uităm pe aceste estimări, acestea din colț sunt din Yahoo Finance, estimările spun că în următorii 5 ani vom avea o creștere de doar 1,7% pe an. Foarte, foarte puțin. Interactive Brokers spune că earnings per share va scădea în 2023 va fi mai mic și în 2024 față de 2022. Însă, iată ce, ce creștere vom avea în 2025, 2026, 2027 și iată ce creștere urmează să avem și pentru net income profitul de 30 de miliarde de, de dolari în 2027. Profitul acesta le-am le -am afișat din nou. Am afișat, am afișat din nou profitul de 30 de miliarde, pentru că la capitalizarea de astăzi de 663 de miliarde, ar însemna un price per earning de 20 și 22, 22, ceva. Un price per earning bun, zic eu. Tesla, iată, o companie atractivă. Forul P55, trailing P67 în acest moment, price to sales 758. Există acum un trend, la fel cum era acum vreo un an 2 trendul cu Intel, că nu se mai fac calculatoare, nu se mai vând PC-uri, Intel nu o să mai crească niciodată. Cred că Tesla este în continuare cea mai bună mașină electrică. Chiar am mers recent cu un Tesla model 3 facelift sau noul model 3 mi se pare clar superioară tuturor celorlalte mașini electrice. Așadar, prețul pentru analiști este de 227 de dolari. Prețul fundamental de pe aceeași platformă este de 183 de dolari. Dacă Tesla atinge acest 180 de dolari, eu cu siguranță voi, voi intra la achiziție și voi face o achiziție substanțială pentru această companie, chiar dacă 2024 va fi probabil un an complicat pentru companie, nu mă deranjează să văd minus 50% în portofoliu, mai ales pentru companie, ca Tesla sunt dispus să o păstrez 3 ani cât, cât să-și să ducă profitul la 30 de miliarde. Deci, în 3 ani, Tesla poate să dea un randament bun, mai ales dacă va atinge acest 180. Acum cred că este 205-208 și urmează să raporteze mâine. Ultima companie pe care o vedem, tot o companie de mașini electrice, Nio, o companie pe care eu am vândut-o în 2021, cred, 40 de dolari. 40 de dolari am, am vândut această companie și știu că după aia a ajuns pe la 60. O companie interesantă este acea companie care are o nouă soluție pentru baterie, și anume bateria interschimbabilă, dar este o companie chinezească. Piața din China atinge noi minime în, în aceste zile, graficul pe o zi arată atractiv. Nu pot să spun că nu mă atrage acest RSI 28. Nu vă, am văzut RSI și mai mic pe, pe NIO. Este o companie foarte, foarte lichidă. Se face multă speculă cu această companie și ar putea fi o, o oportunitate în acest moment. Iată, nu, nu, numai de mult de august era peste 15 dolari iar acum este 5,98. Foarte interesant, graficul pe săptămână, weekly, RSI 36, macd tot negativ, însă, din punctul meu de vedere, ar putea să mai scadă puțin. Din păcate, analiștii nu, au, nu sunt foarte optimiști pentru această companie, iată, Earnings per share este cumva pozitiv în 2027. Pe de altă parte, ne tin cam o pierdere foarte, foarte mare în 2023, pierderea scade în 2024, 2025, 2026. Și prețul pentru analiști este 10,92 de dolari. Nu știu cum este calculat, mai ales pentru că aceeași aplicație mi oferă un preț de 4,36 pentru Fundamentals. Nu știu ce să vă zic despre compania asta. Cred că aș ar tenta o investiție pe la... Nu, totuși nu cred că ajunge la 4,36, cel puțin nu, nu în această perioadă de scădere, dar poate la un 5 dolari poate la un 5 dolari este, este o investiție bună, speculativă pentru câteva luni. Probabil că va face un rebound și, de ce nu, poate că o să ajungă chiar la valoarea asta de de 10 dolari. Asta înseamnă că în câteva luni am putea să, să ne dublăm banii. Din punctul meu de vedere, topul este clar Tesla pe locul 1, o investiție bună, o investiție cu viitor, Nio este pe locul 2 o investiție speculativă pe termen scurt și hidroelectrica pe locul 3 niciun fel de investiție în acest moment, cel puțin eu unul mai aștept, nu sunt sfaturi financiare, fiecare își face calculele lui. Aștept în comentarii părerea voastră care este topul vostru. Vă mulțumesc, și ne revedem în episoadele următoare, pe curând!